Tânărul instrumentist Sorin Jivcu din Petrovasila și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Printre cele mai recente realizări ale sale se numără premiul 2 la festivalul Maria Tănase de la Craiova, România. Chiar am trecut prin niște emoții mari și acum până vorbesc trec prin niște emoții mari din cauza că pregătirile, pregătirile erau foarte disciplinate, foarte mari pregătiri am avut. Deci, aproximativ două luni am studiat pentru acel festival și chiar n-am am, -am înțeles aia ca o glumă, să zic așa, foarte serios am intrat în acele pregătiri și până la urmă am reușit să câștig acel premiu 2. Am câștigat aproximativ 30 de premii, dar cele mai dragi pot să zic că pe primul loc... Este premiul 2 la festivalul Iosif Sivu, Sivu și Cosmin de la Kishoda în anul 2012, El am a fost primul premiu pe plan internațional. Și apoi, după el, pot să zic că au urmărit multe altele. Festivalul Maria Tănase se bucură și astăzi de mare prestigiu, popularitate și viu interes în rândul iubitorilor de folclor din România și diasporă. Ajuns la ediția 24-a, festivalul a avut loc în perioada 13-17 noiembrie 2017.